Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice! Astăzi vom planta această plantă exotică care se numește Tamarillo. Numele științific este Solanum betacium. Popular se mai numește, de către băștinași, se mai numește și pomul de tomate, pentru că fructele seamănă cu niște tomate, cu niște roșii. Aceasta a stat un an pe balcon și la început a mers destul de bine, însă între timp a început să pălească și va trebui să o plantăm la grădină. O vom planta acum și în toamnă, prin septembrie. Probabil că o să o punem iarăși în ghiveci, sperând să și fructifice până atunci. Aceasta se poate dezvolta sub formă de copăcel sau tufiș. Fiind o plantă exotică, este cultivată în plantații din zonele subtropicale. Fructul are gustul apropiat roșiei, tomatei, cum vă ziceam și mai devreme, numai că cu o dulceață mult mai mare și o aromă mult mai intensă. Fructul poate fi mâncat proaspăt, dar bineînțeles sunt gemuri și se mai fac și diverse mâncăruri. Planta crește foarte repede în condiții bune și destul de viguros, dacă este udată și îngrijită. De la această plantă, de la acest tamarillo, se poate folosi doar fructele în stadiul de maturare complet, adică foarte coapte. Dacă fructele sunt verzi, ele pot fi un pic toxice, de aceea trebuie să aveți grijă dacă cumpărați sau decideți să puneți o plantuță, să le lăsați să se coacă foarte bine. Dar este foarte importantă și valoroasă în industria farmaceutică, unde este folosită, substanțele active sunt folosite în fabricarea unor medicamente care luptă în bolile derivate din bolile ficatului, care, eu știu, ajută destul de mult în diverse medicamentații. Ea este destul de viguroasă, dar noi avem balconul undeva pe nord și atunci lumina nu prea pătrunde la ea și e un pic, nu are chiar atât de multe frunze, nu i-a mers atât de bine, însă a supraviețuit peste iarnă în balcon. Noi o să o punem exact ca pe un pom, pentru că este un arbust, este considerat arbust, și o vom îngropa până la nivelul unde a fost băgată și în sticlă. O să-i tai un pic și din frunze, pentru că o să-i dea imediat altele. Spre exemplu, pe acesta o tăiem deja, că e un pic bolnavă, și pe aceasta mai bine să lăsăm doar frunzele. Doar frunzele sănătoase, pentru că în mijloc aici îi dă deja alte frunzulițe. Necesită o irigare destul de frecventă și solul trebuie să fie drenat destul de bine. Noi sperăm ca anul acesta, dacă o punem afară și merge bine, să și fructifice. Fructele, cum v-am specificat, sunt ca tomatele, însă au un gust deosebit, sunt foarte dulci și merită să încercați. Cu siguranță găsiți prin Carrefour și fructe de tamarillo. Acum noi să sperăm că o să fructifice. Ne apucăm imediat de treabă și o punem în pământ. Thank you.
rădăcinile s-au dezvoltat destul de bine și au ocupat toată sticla. Este o sticlă de 2 litri, este destul de adâncă. Să sperăm că o putem scoate fără să-i rupem rădăcinile. Întotdeauna când scoateți o plântuță din trunghiveci, rădăcinile astea care stau, eu știu, un an sau mai mult în ghiveci, unele dintre ele se lemnifică, bineînțeles, și atunci trebuie să aveți grijă să le desfaceți, pentru că am văzut un seminar în care era doar pentru această cauză, explica această cauză, rădăcinile plantelor luate din pepiniere au această problemă, sugrumare, adică după un an, doi, ele iau forma recipientului în care au fost puse, devin din ce în ce mai mari și în momentul în care o pui în pământ, ele rămân strânse. Și mai ales dacă sunt perene, vă dați seama, într-un an, doi, se sugrumă, pur și simplu cresc doar sub forma asta și nu se mai dezvoltă, nu se mai ramifică. Și erau chiar niște rădăcini de afin, dacă nu mă înșel, de 3 ani, puse în pământ exact, scoase din ghiveci și au murit și când le-a scos de acolo erau încălcite și sugrumate și din aceasta era cauza de moartea plantei și atunci vă dați seama, la 102 de exemplare moarte din cauza asta, era o pierdere enormă. Și aceasta are un pic de exces de apă pentru că zilele astea am lăsat foarte mult în apă să se învețe un pic, să se hidrateze. Cred că am lăsat-o cam mult, dar nu are importanță, că e destul de viguroasă. Deci neapărat să nu uitați, rupeți rădăcinile, trageți de ele, nu lăsați niciodată rădăcinile fix cum sunt scoase din recipient, pentru că uitați, aceasta e o rădăcină mare, dacă o lăsăm încălcită, ea creștea, se lemnifica și la un moment dat sugruma toată planta. Avem aici și are o rădăcină pivotantă din ce văd, care ajunge la adâncimi. O pișcăm un pic peste tot. Încercăm să scoatem din rădăcini, chiar dacă se rup, nicio problemă. Din contră, dacă rupem, se stimulează și creșterea rădăcinilor. Numai că trebuie să avem grijă în perioada asta, că nu se plantează chiar în perioada asta, dar pentru că după ploi e destul de soare și de cald și atunci se va deshidrata foarte repede planta. E bine să plantăm dimineața sau seara, iar în prealabil lăsată plantuța la călit. Adică câteva ore, timp de 2-3 zile, lăsat afară și băgată seara înăuntru. De desubt pentru drenaj am avut niște biluțe din astea, din ceramică, din argilă, care absorbă apa și permit și drenajul foarte bun. Deasupra o să punem, bineînțeles, ca întotdeauna mulci. Dacă vă pot da un sfat, acesta este singurul și cel mai bun, să folosiți mulci la orice plantare, pentru că asigură umiditatea pe tot timpul. Am făcut cam mică groapa, probabil că o să dau afară și o să mai sap un pic. Deși cred că n-am băgat-o bine, dar ca idee. Trebuie pusă doar până la nivelul unde a fost ghiveciul. Chiar dacă
Seamănă cu roșie, nu se comportă ca o roșie. Deci nu trebuie îngropată mai mult decât nivelul ghiveciului. Și mulțul format din paie, eu am paie și resturi vegetale. Cel mai bun și mai indicat mulci, care se și incorporează bine în sol după un timp, este cel din wood chips, adică lemn tocat. Eu am și un tocător de lemn pe care o să-l folosesc zilele viitoare pentru a toca niște cărci și atunci o să mai suplimentez un pic mulciul. Mai avem încă 4 plantuțe. Ea este destul de viguroasă, v-am spus, este ca un copăcel. Și să sperăm că se va prinde, de fapt de prins sigur se prinde, dar sperăm să și fructifice, să dezvolte bine. Același lucru și aici, desfacem foarte bine. Aceasta are o dublă ramificare, are două șarpante. O să văd cum o să pot să leg. O să trebuiască să o tund un pic. Le mai la
Eu cred că mai copii.